Când ne referim la cancere de piele, ne referim la acele tumori care au origine în structurile pielii. Statisticele din ultimii ani sunt îngrijorătoare. Organizația Mondială a Sănătății raportează în fiecare an noi cazuri de cancer cutanat între 80.000 și 130.000. Unul din trei pacienți diagnosticați cu cancer are cancer de piele și la fiecare 60 de minute se înregistrează un deces din cauza acestei tumori. Ce înseamnă, de fapt, acest cancer de piele? Apare în urma transformării unei celule aparent normale, sub influența unor factori pe care îi vom discuta ulterior. Această transformare determină multiplicarea necontrolată a acestor celule cu capacitatea de extindere locală sau prin intermediul vaselor de sânge sau vaselor limfatice la distanță, așa numitul proces de metastazare. Vestea bună în ceea ce privește tumorile cutanate este că leziunile sau modificările premergătoare apariția acestora se desfășoară la vedere, pe pielea noastră, astfel încât, dacă sunt identificate corect și tratate la timp, rata de vindecare este extrem de mare. Când vorbim despre cancerele de piele, ne referim în principal la trei tumori, și anume cancerul bazocelular, carcinomul bazocelular, carcinomul spinocelular, așa numitele tumori non-melanocitare, pentru că originea lor este de la nivelul celulelor epidermice, și melanomul, tumoră melanocitară, care are origine din celulele melanocitare producătoare de pigment. Dintre factorii care contribuie la dezvoltarea acestor tumori, dacă vreți, numitorul comun este supraexpunerea la razele ultraviolete, atât de la soare, cât și de la sursele artificiale, respectiv saloanele de bronzat. Din păcate, modificările sau alterarea pielii produse de către lumină este irreversibilă. De aceea, expunerea excesivă, încă din copilărie, la sau adolescență, mai ales la persoanele cu fototip deschis, care nu au blonzi, cu ochii albaștri, roșcați, care nu au o cantitate de pigment să-i apere de razele ultraviolete, aceștia vor dezvolta un risc mult mai mare de a avea o tumoră cutanată în următorii ani. Prin acest efect cumulativ, boala poate să apară chiar în absența expunerii pe o perioadă lungă de timp la soare.